Vă rog să deschideți împreună cu mine la Isaia, capitolul 40. Continuăm călătoria noastră de meditații prin Isaia și vreau să aveți textul în fața fiecăruia ca să putem ca să parcurgem împreună. Atunci când privim în jurul nostru, atunci când vedem cât de decăzută, cât de păcătoasă, cât de pierdută este lumea aceasta în care trăim, atunci când privim în lăuntrul nostru și vedem starea păcătoasă a noastră, când vedem cât de căzut suntem noi, cât de pierdut suntem noi, lucrurile parcă încep să facă sens. Începem să înțelegem de ce este atâta suferință și de ce dezamăgirea și durerea predomină experiența noastră umană. Cu fiecare an care trăim, trăim încă o dezamăgire. Dezamăgire în carieră, dezamăgire în dragoste, dezamăgire în prietenii, dezamăgire în familie, dezamăgire în viața noastră spirituală. Dezamăgirea este adeseori așa de abundentă în viața noastră, încât suntem tentați să pierdem orice speranță. Suntem tentați să spunem nu are rost. Nu urmează altceva decât încă o dezamăgire. Dar poate că asta este și scopul. Poate că asta este și noima. Poate că asta este și planul. Poate că dezamăgirea după dezamăgire după dezamăgire nu este ceva accidental. Poate faptul că nu poți ca să găsești satisfacția în lucrurile în care cauți satisfacția nu este la voia întâmplării. Atunci când toate speranțele umane sunt epuizate, atunci când suntem dezamăgiți dincolo de măsură, atunci când am sperat pentru ultima dată că acesta va fi anul, aceasta va fi luna, aceasta va fi încercarea care în sfârșit va aduce succesul, care în sfârșit va aduce împlinirea, atunci când toate eșuează, atunci poate că vom fi pregătiți pentru singura speranță adevărată. În capitolul 39, Isaia prorocește faptul că poporul Israel va fi dus în exil de Imperiul Babilonian. Țineți minte de săptămâna trecută. Și exact așa se și întâmplă. În 586, înainte de Hristos, la circa un secol după ce Isaia a rostit această prorocie, armata Babilonului invadează Ierusalimul și cei care rămân în viață, cei care supraviețuiesc, sunt duși în captivitate în Babilon. Acum Isaia, în capitolul 40, privește prin prisma lui profetică în viitor. Privește acum la poporul care este în Babilon. Poporul lui Dumnezeu este dezamăgit. Este amar și au pierdut toate speranțele. Știți de fapt ce fac ei? Priviți în versetul 27. Dau vina pe Dumnezeu. 40:27. De ce spui Iacove? De ce zici Israele? Calea mea este ascunsă de Domnul și dreptul meu nu este luat în seamă de Dumnezeul meu. Este tipic omenesc. Noi nu ascultăm de Dumnezeu, ei nu ascultă de Dumnezeu și când suferim consecințele, vrem să dăm vina tot pe Dumnezeu. Dumnezeu le spune, încredeți-vă în mine. Dumnezeu spune împăratului, încrede-te în mine. Eu vreau să fiu singura ta speranță. Eu vreau să fiu singura ta slavă. Împăratul nu ascultă. Poporul nu ascultă. Consecința este încă o dezamăgire pentru popor. Și acum, la capătul drumului din nou, arată cu degetul către Dumnezeu. Și zic, Doamne, Tu ești de vină. Tu nu ne asculți. Tu ne-ai părăsit. Și știți ce face Dumnezeu în momentul acesta? În mijlocul suferinței noastre, în mijlocul dezamăgirii noastre, chiar în mijlocul răzvrătirii noastre. Atunci când suntem la pământ și în loc ca să strigăm pentru ajutor, strigăm și l-acuzăm pe Dumnezeu. Și spunem, Tu ne-ai adus aici. Tu ești motivul pentru care sufăr.
În loc să ne uităm la neascultarea noastră, știți ce face Dumnezeu? El în momentul acela se apropie de noi. El în momentul acela, în ciuda dezamăgirii noastre, chiar în ciuda răzvrătirii noastre, El ne mângâie. El este mângâierea noastră. Și El ne mângâie cu o speranță, El ne mângâie cu o nădejde care nu poate fi dezamăgită. Pentru că nu depinde de noi, pentru că nu poate fi stricată de noi, pentru că nu poate fi dezamăgită de noi. El ne promite să ne arate slava sa. El promite să ne întărească. El promite să ne păstreze în timp ce așteptăm promisa salvare. Priviți mânghierea lui Dumnezeu în acest capitol. Mânghierea lui Dumnezeu care vine în forma unei promisiuni. Avem 4 aspecte prezentate acestei promisiuni în primele 12 versete. Aceste 4 aspecte sunt următoarele și o să mergem foarte telegrafic prin ele. Avem contextul promisiunii lui Dumnezeu. Avem conținutul promisiunii lui Dumnezeu. Siguranța sau certitudinea promisiunii și comunicarea sau răspândirea promisiunii. În primul rând, care este contextul promisiunii? Unde se află această promisiune? Unde ne întâmpină ea? Isaia 40, 1 și 2. Mângâiați, mângâiați pe poporul meu, zice Dumnezeul vostru. Vorbiți blând Ierusalimului și strigați, strigați-i că truda lui s-a sfârșit. Că vina lui este ispășită, că ce-a primit din mâna Domnului pedeapsă îndoită pentru păcatele sale. Există un repaus de la disciplina lui Dumnezeu. Viața de credință nu este doar luptă, nu este doar disciplină, deși este și asta. Deși este o luptă continuă, deși este disciplina lui Dumnezeu în viața noastră, dar viața de credință este și speranță, viața de credință este și eliberare, viața de credință este și compasiune, viața de credință este și bucurie. Scopul lui Dumnezeu, în mod ultim, pentru viața noastră aici și acum împreună cu El, este mângâierea noastră, nu zdrobirea noastră. Scopul vieții creștine nu se sfârșește cu povara păcatului, ci acolo începe. Acolo zdrobiți sub povara păcatului, acolo dezamăgiți sub păcatul nostru, sub eșecul nostru, sub falimentul nostru, acolo începe mângâierea lui Dumnezeu pentru noi. Păcătuim, da, și suferim consecințele acestui păcat. Suntem disciplinați de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu disciplinează orice copil care îl iubește. Dar Dumnezeu nu ne lasă acolo, în starea aia. Ci după ce disciplina lui Dumnezeu își face lucrarea, El este acolo să revarse peste noi bucuria sa în inima noastră și mângâierea sa peste sufletele noastre. Când ne întrebăm care sunt așteptările noastre față de Dumnezeu, trebuie ca să vedem faptul că Dumnezeu este Cel care disciplinează. Dar în același timp, trebuie ca să vedem că El este Cel care leagă rana. El este Cel care se apropie în momentul în care suntem jos. El este Cel care, în momentul după care ne-a disciplinat, este acolo ca să ne lege rana. El este Cel care revarsă mila sa nemeritată peste fiecare dintre noi în fiecare zi. În Roman 2:4, Apostolul Pavel spune felul următor. Sau, disprețuiți bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungii răbdări și nu-ți dai seama că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Nu-ți dai seama că Dumnezeu are atâta milă față de tine? Nu-ți dai seama că de fiecare dată când ai fost la pământ, Dumnezeu a fost Cel care a fost acolo să te ridice? Nu-ți dai seama că de fiecare dată când te-a disciplinat, El a fost acela care a venit să șteargă lacrimile? Dacă noi facem asta pentru copiii noștri, când îi pedepsim, în brațele cui fug copiii noștri? Și cine îi strânge în brațe și le spune, nu mai plânge? Cine le șterge lacrimile, dacă nu părinții care i-au disciplinat? Scopul lui Dumnezeu ultim, scopul lui Dumnezeu suprem, nu este doar să te disciplineze, ci să-ți dea mângâiere. Se ridice din starea în care ești.
Nu știu dacă ai înțeles. Dar falimentul tău, eșecul tău, dezamăgirea ta, este însăși contextul mânghierii lui Dumnezeu. Promisiunea lui Dumnezeu vine în acest context. Contextul unei omeniri dezamăgite. De orice speranță. Unei omeniri care a falimentat. El nu este împiedicat să-și arate mila sa din cauza eșecului tău. Din cauza că tu tot falimentezi. Din cauza că tu tot pici. El este prezent. Fii sigur, te va disciplina. De fiecare dată când falimentezi. De fiecare dată când ești o dezamăgire. El te va disciplina. Dar este prezent să te mângâie. Este prezent să te ridice. El nu așteaptă ca să te ridici tu la El. Pentru că ar aștepta în zadar. Și Dumnezeu coboară spre tine în momentul falimentului. Priviți conținutul promisiunii de la versetul 3 la 5. Un glas strigă în pustie. Pregătiți calea Domnului. Neteziți în deșert un drum pentru Dumnezeul nostru. Orice vale va fi înălțată și orice munte și deal va fi aplecat. Orice râpă va deveni netedă și orice povarniș se va preface în câmpie. Atunci se va arăta slava Domnului și oamenii vor vedea cu toți împreună căci gura Domnului a vorbit. Primul rând, promisiunea este că împăratul nostru vine. Împăratul nostru vine la noi. Trebuie să-i pregătim o cale. El vine spre noi acolo unde suntem. În pustia vieții noastre, în captivitatea păcatului, El merge după poporul Său. Merge până în Babilon. Merge până în dezamăgirea din viața ta, până în eșecul din viața ta. Săptămâna asta este un alt eșec, un alt păcat care te-a înrobit. El vine acolo. El te întâmpină acolo, în falimentul tău. El vine la noi și noi trebuie să ne pregătim să-L primim. Avem nevoie ca să fim transformați, avem nevoie ca să fim înnoiți, avem nevoie ca să fim aduși la viață, ca să ne putem întâlni cu împăratul nostru. Nu putem ca să stăm în fața împăratului în halul în care ne aflăm. Nu putem să stăm în fața lui cu hainele mânjite. Nu ne putem ascunde după umbra unei religiozități false. Nu putem spune și noi, cum am auzit dimineață, noi suntem copiii lui Avram. Noi suntem oameni de la biserică. Suntem responsabili să pregătim calea, să netezim un drum. Al doilea rând, promisiunea este că Dumnezeu va fi victorios. El va realiza planul Său. Priviți, orice vale va fi înălțată și orice munte și deal va fi aplecat. Orice râpă va deveni netedă și orice povarniș se va preface în câmpie. Nu e vorba de schimbări topografice. Nu e vorba de o rearanjare a hărților, ci e vorba despre vieți schimbate. Mântuirea noastră este un act violent, o schimbare seismică, un cutremur, o erupție de vulcan. Mântuirea noastră este o schimbare așa de radicală încât Isaia spune este la fel cum ai vedea munții pe orizont și vezi că se dărâmă la pământ. Este la fel cum ai vedea văile care se ridică la nivelul munților. Mântuirea ta este un act violent. Pentru că împotrivirea ta este un act violent. Știi care sunt munții aceia din viața ta? Mândria ta. Necesitatea ta de a fi autonom. Pornirile tale păcătoase. Și așa mai departe. Isaia spune, El le va nivela pe toate. Toate acele lucruri care astăzi te țin înapoi, toate acele lucruri care astăzi te depărtează Dumnezeu, toate acele lucruri din viața ta care se împotrivesc lui Dumnezeu, El le va nivela ca și niște munți de pe teren, cu un sigur cuvânt se vor prăbuși la pământ. Sau văile acelea din viața ta, starea aceea de depresie, de anxietate, de necredință, de nesiguranță, în care nu e sigur că poți păși în ziua de mâine cu Dumnezeu, nu e sigur că El va avea grijă de tine, nu e sigur că El va avea grijă de familia ta.
care pasul tău se clatină la fiecare moment. Știi ce spune Isaia? Văile acelea El le va ridica. Ca în ultimul rând, Dumnezeu să fie proslăvit. Pentru că El a dărâmat munții din viața ta. Pentru că El a ridicat văile din viața ta. Munții la care ai privit și ai zis, munții aceștia nu pot ca să-i mișc. Dacă aș încerca să-i mișc piatră cu piatră, mi-ar lua o veșnicie. La văile din viața ta la care ai privit și ai spus, n-ai cum să le umplu. Ele doboară și ele ridică. Pentru ca Dumnezeu, în cele din urmă, să fie proslăvit. Întreaga lume, spune Isaia, va vedea slava lui Dumnezeu. Atunci se va arăta slava Domnului și oamenii o vor vedea cu toți împreună, căci gura Domnului a vorbit. Esența păcatului este diminuarea slavei lui Dumnezeu. Adam și cu Eva au vândut slava lui Dumnezeu pentru o promisiune deșartă a șarpelui. Au vândut prezența lor zilnică în prezența slavei lui Dumnezeu. Ei umblau cu Dumnezeu. Atributele sale erau manifestate în fața lor în mod constant. Și au amanetat această slavă pentru o promisiune de la un șarpe. Au zis, în comparație cu cine promite acest șarpe, slava lui Dumnezeu este mai puțin valoroasă. Păcatul are la rădăcină această neapreciere a lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu va cuceri slăbiciunea noastră. El o face chiar acum. El se arată glorios fiecăruia dintre copiii lui care îl aduce în familia sa, care îl aduce la viață, care îi deschide ochii ca să privească și să vadă slava lui Hristos. Munca lui Dumnezeu de a-și arăta slava se întâmplă aici și acum. Dacă astăzi privești către Hristos și vezi slava Lui, este datorită numai lucrării lui Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, nu doar atât, ci în cele din urmă, la sfârșitul tuturor lucrurilor, toți vor vedea slava lui Dumnezeu. Orice genunchi va îngenunchea și vor privi slava singurului Dumnezeu. Unii pentru a fi proslăviți împreună cu El. Alții pentru a fi condamnați. Dar în acea ultimă zi, slava lui Dumnezeu va fi manifestată tuturor oamenilor. Scopurile Lui nu pot fi dezamăgite. 3. Certitudinea promisiunii. Isaia 40:6-8 spune așa. Un glas zice, strigă. Ce să strig? Am întrebat eu. Orice făptură este ca iarba și toată gloria ei este ca floarea de pe câmp. Iarba se usucă, iar floarea cade când suflarea Domnului vine peste ea. Într-adevăr, ca iarba este poporul. Iarba se usucă, iar floarea cade. Însă cuvântul Dumnezeului nostru rămâne pe vecie. Isaia aude un alt glas care îi spune că noi suntem slabi. Noi suntem ca iarba, ca floarea de pe câmp. Suntem inapți și incapabili. Suntem aici astăzi și mâine nu mai suntem. Astăzi ne naștem și mâine murim. Și se pune întrebarea în mod legitim. Dacă o să eșuăm și acum, dacă o să o dăm în bară și de data aceasta, dacă și față de promisiunea asta o să ratăm, dacă această ultimă șansă pentru noi va fi o dezamăgire, nu înțelegem că de fapt vestea bună are esența chiar aici. Și anume, nu depinde de tine. Da, dacă ar depinde de tine un fir de iarbă, o floare pe câmp, s-ar veșteji șansa ta la mântuire. Dar nu depinde de tine. Într-adevăr, ca iarba este poporul, iarba se usucă, iar floarea cade. Însă cuvântul Dumnezeului nostru rămâne pe vecie. Depinde de El, depinde de decretul Său, depinde de cuvântul Său. Noi suntem ca și iarba,
Noi suntem ca și floarea. Nu avem cum să facem față cerințelor acestei lumi. Suntem prea fragili. Avem nevoie ca tot timpul să fim udați. Avem nevoie de soare, avem nevoie de hrană, avem nevoie de protecție. Și chiar cu toate acestea, moartea noastră este inevitabilă. Nu avem cum să rezistăm în lumea această cruntă. Dar vestea bună a Evangheliei este că nu depinde de tine, ci depinde de El. Falimentul tău și al meu, zilnic chiar, are consecințe. Vei fi disciplinat. Dar nu este ultimul cuvânt al lui Dumnezeu. Ultimul cuvânt este al lui Dumnezeu. Și ultimul cuvânt față de copiii săi este mântuiți. Vei fi dezamăgit. Vei cădea la pământ. Și până la urmă, ca și iarba și floarea care ești, vei muri de pe acest pământ. Dar nu asta este ultimul cuvânt. Ultimul cuvânt este decretul lui Dumnezeu față de mine și față de tine. 4. Comunicarea sau răspândirea promisiunii. Isaia 40, de la 9 la 11. Suie-te pe un munte înalt, Sioane, aducător de vești bune. Înalță-ți glasul cu putere, Ierusalime, aducător de vești bune. Înalță-l, nu te teme. Spune cetăților lui Iuda, iată-l pe Dumnezeul vostru, iată stăpânul Domn vine cu putere, stăpânind prin brațul său, plata lui vine cu el și răsplata lui îl însoțește. El își va paște turma ca un păstor, își va strânge miei în brață, îi va lua la piept și va călăuzi blând oile care alăptează. Isaia ne spune, urcați pe munți și strigați această veste bună. Vestea bună a lui Hristos trebuie comunicată, trebuie răspândită. Bucuria noastră este deplină în Evanghelie doar atunci când răspândim Evanghelia. Evanghelia este activă în noi. Evanghelia este deplină în noi atunci când o comunicăm și altora. Evanghelia este o veste bună și pentru a simți efectele ei pe deplin, ea trebuie vestită. Menirea ei, scopul unei vești este să fie vestită. E precum te-ai bucurat de un tort, doar privind la el. Te uiți la tort și îl apreciezi și zici, e foarte frumos, are o culoare frumoasă, are o formă deosebită. Dar ca să apreciezi tortul, ca să te bucuri de el, trebuie să îl mănânci. De ce? Pentru că a fost creat cu scopul de a fi mâncat. Ca să fie apreciat, ca să-ți aducă bucuria de plină, trebuie să îl guști. La fel, Evanghelia, ca să fie de plin bucuria ta, trebuie primită și trebuie răspândită. Faptul că cunoști Evanghelia, faptul că te-a transformat pe tine, este o bucurie parțială. Ea este vestea bună care trebuie răspândită. Asta este menirea ei. Mântuirea, într-adevăr, este de plin lucrarea lui Dumnezeu. Nu poți adăuga nimic la ea, nici pentru tine, nici pentru cei din jur. Dar Dumnezeu ți-a dat onoarea, ți-a dat bucuria, ți-a dat împlinirea de a fi un instrument în răspândirea veștii bune, în comunicarea promisiunii. Scopul lui Dumnezeu pentru mine și pentru tine este ca să fiu deplin fericit și nu doar prin cunoașterea Evangheliei, ci o bucurie deplină care vine prin răspândirea Evangheliei. Atunci când ne urcăm pe munți, atunci când ne urcăm pe blocuri, atunci când la fiecare colț de stradă spunem, acesta este Dumnezeul meu, acesta este Dumnezeul care m-a ridicat din dezamăgire, acesta este Dumnezeul care nu va lăsa ca să cad vreodată, acesta este Dumnezeul care m-a mântuit. Dumnezeu a poruncit poporului său să se încreadă în El. Și ei, încă o dată, au falimentat. Și au plătit un preț. Au fost disciplinați. Au fost
duși în exil, dar nu au fost abandonați. Dumnezeu nu abandonează vreodată pe copiii săi. Promisiunea lui este mângâierea noastră în dezamăgire, în eșec și în faliment. Și promisiunea lui este deplin credincioasă chiar atunci când noi nu suntem. Așa că dacă privim la dezamăgire după dezamăgire, la eșec după eșec, să înțelegem că scopul nu este să ne dărâme, ci scopul este să ne ridice Dumnezeu și să ne pună pe o stâncă care nu poate fi dezamăgită. Să ne ancorăm într-o promisiune care nu poate fi falimentară. Aș vrea în această seară, în timpul care a mai rămas, să venim înaintea lui Dumnezeu și să strigăm către El cu dezamăgirile noastre, cu eșecurile noastre, în credință, în familie, în societate, și să-i cerăm lui Dumnezeu ca să ne ridice de acolo. Să-i cerăm lui Dumnezeu ca să rupă orice legătură de speranță falsă care avem în aceste succesuri, în aceste dorințe, și să ne pune ferm pe stânca promisiunii Lui. Pe stânca care este Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care nu dezamăgește, care nu dă faliment, care nu dă eșec, care nu pot dărâma, chiar dacă aș vrea. O, de câte ori și poporul Israel a încercat să se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu și au suferit consecințele. Dar Dumnezeu nu i-a părăsit. Dumnezeu nu părăsește copiii săi, ci disciplinează orice copil pe care îl iubește. Avem nevoie să fim ridicați și avem nevoie să fim disciplinați. Și singurul care poate să facă ambele, numai așa cum El știe în mod perfect, este Dumnezeu Tatăl nostru. Amin? Amin.